Bună ziua, sunt Tatiana Andrieș și astăzi vom lucra împreună această pânglicuță pentru fetițe, pentru nou-născute. Eu am realizat aceasta înainte. Săptămâna trecută am avut probleme de conexiune cu internetul. Am încercat de câteva ori să o încarc pe canalul de YouTube, nu am reușit. Cine a fost atent a văzut la un moment dat că au apărut imaginile în negru și de aceea astăzi am decis să fac din nou acest tutorial. Modelul pe care vi-l prezint acum este lucrat cu firul de macrame adaptat croșetului numărul 3. Însă astăzi, pentru a vedea mai bine, pentru că eu mă refer la doamnele începătoare foarte mult în aceste tutoriale, pentru a vedea mai bine, astăzi voi folosi firul Lisa Lurex Red Heart, care poate fi lucrat cu croșetul numărul 3. De asemenea, vom avea nevoie, așa cum spuneam, croșetul numărul 3, sper că se vede la cameră. Vom avea nevoie de mărgeluțe. Eu am ales culoarea roz de această dată. Am 6 mărgeluțe cu diametrul de o jumătate de centimetru și una cu un diametru de un centimetru. Un ac cu ață și un alt ac cu gaura largă pentru cusut lână. Fiind prezentate acestea, eu voi începe să lucrez. Pămblicuța pe care o vedeți deja realizată, bineînțeles, am uitat să prezint foarfecul. Pămblicuța pe care o vedeți deja realizată, am lucrat-o pe un număr de 12 ochiuri de lanț. La fel o voi lucra și pe aceasta, doar că va fi în dimensiune mai mare, astfel încât dumneavoastră, doamnele începătoare, să puteți vedea cum lucrăm. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 ochiuri de lanț. În acest moment voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț și voi intra numărând cu aceste 3, vom intra în cel de-al cincilea ochi de lanț și vom face un picioruș scurt. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț, voi sări un ochi de lanț din primul rând, voi intra în cel de-al doilea și voi închide totul din nou cu picioruș scurt. Repetăm, 3 ochiuri de lanț, voi sări un ochi de lanț, voi intra în cel de-al doilea și voi face din nou picioruș scurt. 3 ochiuri de lanț, deci repetăm în același mod. Dacă firul cu care veți lucra dumneavoastră este la fel de gros, vom vedea la urmă dimensiunile pe care le va avea pânglicuța și veți adapta numărul de ochiuri, dar întotdeauna trebuie să fie divizibil cu 2. Numărul de ochiuri de la începutul lucrării. 3 ochiuri de lanț, voi sări din nou un ochi și voi intra în cel de-al doilea, voi închide cu piciorul scurt ultimele 3 ochiuri de lanț pe care le voi închide în ultimul ochi de lanț. Acesta fiind primul de la începutul primului rând. Aici un pic mai greu ca întotdeauna, așa cum știți, lucrez foarte strâns și de aceea. Aici voi face un picioruș alunecat. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț. Voi întoarce
lucrul și voi închide cu piciorul scurt în primul ochi de la, în primul arc din rândul pe care abia l-am executat. Din nou, trei ochiuri de lanț, voi închide cu piciorul scurt în arcul următor. Trei ochiuri de lanț. Acesta este cel mai simplu model de pămblicuță. De aceea am spus că mă adresez doamnelor începătoare și că lucrez cu firul mai gros, pentru că în acest mod puteți vedea mai bine modul în care se lucrează și cum am avut cerințe să lucrez și lucruri micuțe pentru copii, pentru fetițe, pentru băieței, m-am gândit să încep cu această pămblicuță. Acum voi face ultimele trei ochiuri de lanț. Dacă vă amintiți, aici la începutul acestui rând, după ce am făcut cele 12 ochiuri de început, am continuat cu cele trei ochiuri de lanț cu care am realizat primul arc. Acum, voi intra cu croșetul în cel de-al doilea ochi de lanț din arcul, primul arc din rândul precedent, și voi face din nou un picioruș alunecat și voi continua. Trei ochiuri de lanț, voi întoarce lucru, voi intra în interiorul primului arc și voi închide cu piciorul scurt. Continuăm, trei ochiuri de lanț, voi face un nou rând împreună cu dumneavoastră, după care vom lucra singure. Nu vom schimba numărul ochiurilor de lanț. Întotdeauna vor fi trei și întotdeauna vom închide în arcul format în rândul anterior cu piciorul scurt. Și apoi veți vedea, este și foarte spornic la lucru. Acum am ajuns din nou în corespondența ultimului arc de la capătul acestui rând și din nou voi intra în cel de-al doilea ochi de lanț și voi închide cu fir alunecat. Trei ochiuri de lanț și vom continua exact ca și până acum. Vom întoarce lucru, vom face piciorul scurt, trei ochiuri de lanț și vom continua singure până la capăt. Noi ne vom întâlni când ajungem la o dimensiune apreciabilă. Nu vă speriați, chiar dacă acum vi se pare că este lăbărțat, pe măsură ce veți lucra, având această margine, lucrarea va fi corectă. Deci vom continua singure și ne întâlnim pentru a încheia această lucrare. Am ajuns la capătul pămblicuței mele. Pămblicuța mea are o lungime de, o vom măsura acum, de 35 de centimetri, 35 și jumătate. Dumneavoastră o veți lucra în funcție de mărimea care aveți nevoie. Am ajuns la capătul rândului, am pus deja acul, iar acum voi închide lucrarea cu acul, exact ca și cum aș fi închis cu croșetul, în felul acesta. După care vom pune cele două capete în felul acesta și vom începe să coasem părțile între ele, le vom uni între ele. Le vom înseila, practic, în felul acesta. Nu este nevoie să coasem în alt mod. Veți vedea cât de ușor se realizează și apoi rezultatul final, ați văzut care este. Deci am ajuns la capăt. În momentul în care am ajuns aici la capăt, vom trage firul în
felul acesta. Și vom da un pic de siguranță lucrării. Vom trece cu firul de desubt. Ați văzut, am strâns bine pentru a forma această această formă care amintește de turbane. Scuzați, am introdus sacul greșit. Deci, în față va fi exact în față, pe o parte unde doriți să o așezați, va avea această formă. Scuzați inconvenientele, am încercat să filmez din timpul orelor de lucru. Voi face un nod, după care, pentru a întări din nou, voi face în felul acesta, țin acul, dau de două ori firul pe ac, extrag acul și am făcut un nod dublu. Acum voi scurta totul. Acest capăt de fir de aici îl vom ascunde și pe acesta. Și partea cea mai importantă a pămblicuței este deja terminată. Acum vom face floarea care va decora pânglicuța noastră. Veți vedea că și aceea este foarte ușor de lucrat. Sper ca doamnele începătoare să fie mulțumite, să le placă ceea ce învățăm astăzi. Pentru că, așa cum v-am spus întotdeauna, uitați-vă cum se prezintă. Trebuie să-mi aleg cu foarte mare grijă tutorialele pentru a nu intra în teritoriul nimănui. Acum vom executa floarea. Pentru floare vom avea nevoie de 6 petale. Vom începe cu același fir. Voi face primul ochi de lanț de început. Eu îl fac întotdeauna în felul acesta, nu-l fac cu croșetul. Voi face 6 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mă voi întoarce în primul ochi de lanț și voi închide în cerc. Din nou aceeași problemă, ca întotdeauna. Voi închide cu piciorul și alunecat, după care voi continua. 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Voi lua firul odată pe croșet, voi intra în interiorul cercului și voi lucra un număr de 16 piciorușe duble. Avem 3 și vom continua până când vom obține un număr de 16 piciorușe duble. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Deci am lucrat în total un număr de 16 piciorușe duble, numărând și primele 3 ochiuri de lanț care le-am făcut. Acum voi închide cu piciorușa alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș. Din nou aceeași problemă cu croșetul. Deci, piciorul și alunecat. Acum voi face 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi lua odată firul pe croșet. Voi intra în următorul picioruș. Și voi face o jumătate de picioruș dublu. Vedeți, am 3 fire pe croșet. Le voi închide pe toate 3 împreună. Apoi din nou. 3 ochiuri de lanț. 1, 2,
voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în următorul picioruș și voi face din nou o jumătate de picioruș dublu. În felul acesta vom lucra de 9 ori. Deci avem deja 2, 1, 2, 3. Întotdeauna ne deplasăm în următorul picioruș. Avem 3. Cea de-a patra. Aici este un pic mai greu. 1, 2, 3, 4, 5, cea de-a șasea oară. Întotdeauna vom face o jumătate de picioruș dublu. Și cel de-al nouălea picioruș, jumătate de picioruș dublu, cu care vom încheia această petală. Voi scurta firul. Voi închide cu croșetul. În felul acesta, iar capătul de fir îl voi ascunde. Imediat vom forma floarea. Pentru floare vom avea nevoie de un număr de 6 astfel de petale, care ați văzut se execută foarte ușor, foarte ușor. Deci, am toate cele 6 petale. Voi lua acul cu ață, voi lua fiecare petală în parte și o voi pune în două. Și voi trece cu acul prin partea de jos. Deci în felul acesta voi pune una câte una. Voi fi atentă să fie puse în mod corect. Am deja 3. Voi pune următoarele 3. Voi lega bine aici. Felul acesta. Voi scurta acest capăt de fir. Capetele de fir le vom păstra întotdeauna, pentru că ne vor ajuta să umplem jucăriile pe care le lucrăm în timp. Așa. Uitați-vă, floarea este deja formată. Ce voi face acum? Cu acul voi intra în mijlocul primei flori. Vedeți aici, în mijloc. Și în felul acesta voi da o stabilitate mai mare petalelor între ele.
Așa e când te grăbești, știți cum e? Exact ca și cu cuiitorul. Când pune firul prea lung, se încălcește la însăilat, așa și eu acum. Așa, deci am ieșit. În mijlocul mijlocul fiecărei petale vom atașa o mărgeluță. Eu am ales culoarea roz. Dumneavoastră puteți alege ce culoare doriți de mărgeluțe, fiecare după preferințe. Voi intra din nou aici în mijloc și voi trece prin spate cu acul în mijlocul următoarei petale. Vedeți? În felul acesta. Astfel vom uni între ele petalele și vom da și stabilitate mai mare florii. Deci voi intra din nou aici în mijloc și voi ieși în mijlocul următoarei petale. Sper să nu vi se pară greu. Deci intrăm exact în mijloc și vom ieși în mijloc partea cealaltă, în următoarea petală. Ne întâlnim când terminăm de cusut toate mărgeluțele. Am atașat ultima mărgeluță, voi intra din nou aici, în mijloc, și voi ieși în mijlocul petalei următoare, așa cum spuneam, pentru a da stabilitate florii. Am ieșit în acest mod, uitați-vă cum se prezintă floarea, este foarte frumoasă. Acum cu acul voi aruneca înspre mijloc, spre mijlocul florii, iar aici voi pune mărgeluța cea mare cu diametru de 1 cm, cea pe care v-am prezentat-o la început. O voi coase. Voi trece din nou încă o dată cu acul prin această mărgeluță. Sper să nu mai întâmpin niciun fel de probleme. Așa. Și odată ce am întărit și această mărgeluță din mijloc, vom coase toată lucrarea pe pânglicuță, exact în partea unde am strâns pânglicuța, așa cum spuneam, pentru a-i da acea formă de turban. Vom coase floarea. Fără nicio frică. Așa cum spuneam, acesta este unul dintre cele mai ușoare modele de pânglicuță. Și doamnelor începătoare, sper că le va plăcea. Sper că voi vedea pe pagina grupului lucrate. Mi-ar plăcea foarte mult să văd din lucrările mele executate de dumneavoastră. Cine din întâmplare vede acest tutorial, vă rog foarte mult să dați un like, să lăsați un comentariu, să lăsați în comentarii ceea ce ați dori să mai lucrez pentru dumneavoastră. Acum că am terminat de cusut floarea, voi întări aici pe spate pentru a-i da stabilitate. Cine din întâmplare vede acest tutorial sau alte tutoriale pe care le-am executat,
rog să vă abonați pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Tatiana Andrieș, însă canalul este Creațiuni cu Z, Creațiuni by Tatiana. În felul acesta am dat stabilitate florii. Acum voi face ultimul nod, așa cum ați văzut. Voi trece firul de două ori în jurul acului. Voi scoate acul. Vom scurta firul. Și, după cum vedeți, pânglicuța noastră este gata. Acum vedeți diferența între de lărgime, între pânglicuța pe care am lucrat-o cu firul de macrame și cea pe care am lucrat-o cu firul Lisa Lurex. Dumneavoastră veți alege firul de care dispuneți, firul care vă place. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă tuturor și o săptămână binecuvântată. La revedere!